Bună ziua și bine v-am găsit la o nouă emisiune After School Învățăm împreună. Astăzi mergem să vedem în temerea statelor medievale românești și vorbim astăzi despre țara românească. Marcel, te rog! Salutare, dragilor! Sunt Marcel, sunt proful vostru de istorie și vă spun bine ați revenit la o nouă ediție After School, locul în care te ajut să înveți și învățăm împreună. Ia să vedem despre ce învățăm noi astăzi, despre constituirea statului medieval țara românească. A, exact, aia de la sud de Carpați. V-am rămas dator de la ultima noastră întâlnire când v-am povestit despre Transilvania să vă spun și cum ajunge țara românească un stat medieval respectat și în curând atacat de turci. De asta e altă poveste. Sigur că pentru asta trebuie să dăm paginile timpului înapoi și să vă spun că rezultatul formării acestui stat medieval are legătură cu un context extern destul de zbuciumat. Să ne-l amintim foarte pe scurt. Undeva prin secolul al XIII-lea, în jurul țării noastre de astăzi, era cam următoarea configurație politică. La vest era regatul Ungariei, la sud Imperiul Bizantin, în partea de est și de nord, cnezatele rusei și regatul Poloniei și noi undeva la mijloc. Și cum stăteam noi liniștiți așa, prin secolul 13, undeva începând cu 1241, a venit peste noi frumusețe de invazie mongolă. Vă amintiți cine erau mongolii, nu? Erau aia care au plecat din stepele Asiei Centrale și au pus bazele uneia dintre, probabil, cele mai mari imperii de-a lungul timpului. Mongolii au devastat totul în, în calea lor, au trecut lanul de porumb prin cnezatele rusești, la fel s-a întâmplat și prin uh, spațiul românesc, și au ajuns până în Câmpia Panonii. Câmpia Panonii, unde, unde probabil vă amintiți, acolo se afla Regatul Ungariei. Se afla, uh, vorbesc la trecut, pentru că între timp uh, regele maghiar o tulise uh, cât l-au ținut picioarele, undeva pe o insulă din Marea Adriatică. Întâmplarea face că mongolii nu au stat foarte mult în Câmpia Panonii, și uh, la vestea că hanul lor de la Caracorum uh, a trecut la cele sfinte. S-au întors înapoi să-și aleagă un alt conducător. Sigur, întoarcerea lor înapoi a însemnat, vă puteți imagina, cam aceleași practici și aceleași incidente pe tot traseul pe unde au trecut. Sigur că nu toți s-au întors în Mongolia, ci o parte dintre ei au rămas la Marea Neagră, unde au pus bazele unui nou stat mongol. E vorba despre Hanatul Hoardei de Aur. V-ați amintit, cu siguranță. Dar să vedem ce se întâmplă între timp. Sigur că maghiarii revin și respiră ușurați, U, a scăpat de mongoli. Dar, de azi înainte, fraților, suflăm și neaurt. Și ce au făcut? Sigur că au trebuit să-și ia măsuri de siguranță, și vă aduceți aminte că uh, au chemat uh, diferite populații sau uh, ordine militare care să apere uh, granițele Transilvaniei. Uh, printre altele, i-au chemat și pe cavalerii Ioaniți. Ia să văd mânuța sus, cine-și amintește cine erau cavalerii Ioaniți. Ionut? Da. Nu. A, ok, nu-ți mai amintești. Cavalerii Ioaniți erau un ordin de uh, cavaleri călugări, erau printre cei care au fost în cruciadele clasice ale organizate pentru eliberarea locurilor sfinte din Palestina, uh, și uh, au făcut parte din acele expediții menite să elibereze Ierusalimul. Expedițiile respective s-au tot repetat. Au fost vreo 8 la număr și s-au desfășurat pe parcursul a vreo 2-300 de ani, între secolul XI și secolul XIII. Sigur, cu un rezultat deloc concludent pentru ceea ce își propusese inițial statele creștine din Occident. În secolul XIII, la sfârșitul acestor cruciade. Cam toată lumea a început să se întoarcă acasă din Palestina, printre care și aceste ordine de cavaleri călugări. Printre ei se aflau Teutonii și Ioaniții de care vă povesteam un pic mai devreme. Se pare că uh, regele Maghiar uh, le-a făcut o invitație de a veni și de a se stabili în uh, teritoriul de la nord de Dunăre, uh, așa cum vă spuneam mai devreme, în scopul de a apăra granițele de uh, eventuale alte atacuri ale migratorilor. Nu știm dacă au venit sau stabilit de adevăratele, dar ceea ce ne-a rămas de la ei este un document prin care regele maghiar le acordă o serie de teritorii, drepturi și privilegii în schimbul serviciilor lor militare. E, documentul ăsta, intitulat Diploma Cavalerilor Ioaniți, emis în 1247, este foarte important. Pentru că datorită lui aflăm și ce stătulețe sau țărișoare se aflau la sud de Carpați. Să știți că sunt foarte ușor de uh, ținut minte. E vorba despre două Cnezate, Cnezatele conduse de Ioan și Farcaș, două Voivodate, cele conduse de Litovoi și Seneslau, și o țară, țara Severinului. da, Cam astea erau uh, cele de la sud de Carpați. Uh, sigur, uh, ele sunt importante pentru că uh, cei care au încercat să le unifice mai târziu. Vor face din, din aceste stătulețe, practic, partea componentă a viitorului stat medieval, țara românească. Ok, sigur, au existat mai multe încercări, cel puțin cele pe care ne lasă sursele istorice să le aflăm. Uite, de pildă, în 1277 aflăm că un oarecare litovoi a încercat să unifice aceste stătulețe, să scape de pretențiile de suzeranitate din partea Ungariei. Episod care s-a terminat cam prost, aflăm că Litovoi a fost înfrânt și ucis pe câmpul de luptă, iar fratele său, bărbat, a fost luat prizonier și s-a răscumpărat cu o mare sumă de bani. E importantă informația asta să o rețineți pentru că lucrul ăsta indică și nivelul economic foarte dezvoltat al acestor stătulețe de la sud de Carpați. Mai avem o încercare înregistrată câțiva ani mai târziu, undeva probabil între 1290-1291, când legendarul Negru Vodă, Probabil unul dintre uh, nobilii, unul dintre liderii uh, din, din Transilvania, nemulțumiți de uh, cucerirea maghiară trece munții la Câmpul Lung și încearcă acolo o alcătuire statală. Uh, evenimentul respectiv a fost numit descălecat. Atenție vă rog, descălecat uh, este un termen folosit de cronicarii din Evul Mediu prin care se refereau la întemerea unui stat. Cu alte cuvinte, descălecător, echivalent cu întemeitor de țară. Ei bine, se pare că nici Negru Vodă n-a reușit mare lucru pentru că nu avem foarte multe informații despre ce a urmat momentului din 1290. E, știm, știm însă, în schimb, că mai târziu, Basarab, Basarab, despre care se presupune că ar fi domnit între 1310-1352, a reușit în prima parte a domniei să unifice toate stătulețele de la sud de Carpați și iată, avem un câștigător. Basarab I, supranumit Întemeitorul. Notați în caiete, rețineți, primul voievod al țării românești și al statului de la sud de Carpați a fost Basarab. Închideți caietele. Ba nu, am glumit. Nu ne închideți pentru că mai avem câteva lucruri importante despre domnia lui Basarab. Cea mai importantă, poate, este cea legată de relațiile cu Ungaria. Care au avut așa un caracter sinuos, când s-au împăcat, când s-au certat. Se pare că uh, motivul pentru care relațiile dintre cele două state s-au deteriorat a fost o regiune aflată la, uh, la graniță, banatul de Severin. Banat de Severin, care, cel puțin din perspectiva regelui maghiar, pe vremea aceea, Carol Robert de Anjou, era foarte clar că aparține Ungariei. Mă rog, pentru basarab lucrurile nu stăteau chiar așa. Carol i-a trimis, a avut o corespondență cu Basarab prin care i-a solicitat să-i cedeze banatul de Severin potrivit uh, drepturilor sale de uh, vasal față de Ungaria. La care sigur că Basarab a spus politicos că nu. Nu? Nu. De ce? Uite de aia. Uh, Carol Robert de Anjui răspunde printr-o scrisoare uh, la fel de politicos, transmitându-i lui Basarab că voi veni și de barbă te voi scoate din ascunzișurile tale. Acum n-aș putea să vă spun foarte exact cum a reacționat Basarab, dar cunoscându-l din scrierile istorice pot să presupun. Ai ai decât să vii, dar să nu ai vreun accident, că pe la noi stăm prost cu drumurile, știi? Sigur, Carol Robert de Anjou a luat asta ca pe o insultă și a strâns armata și a pornit să atace țara românească. Spun izvoarele istorice că l-a căutat pe Basarab vreo două, trei săptămâni, Basarab aplicând deja o tactică despre care o să vă povestesc la un moment dat, de retragere, de hărțuire, Privând adversarul de resursele care i-ar fi putut întreține armata, până în momentul în care, undeva într-o într zi de toamnă, că era noiembrie 1330, oasta lui Carol Robert de Anjou ajunge într-un loc numit Posada. Atenție, vă rog! Posada era ca un soi de drum, ca un soi de trecătoare între niște munți. Observați, vă rog, înclinația poetică a strămoșilor noștri prin care dădeau diferite denumiri locurilor în care trăiau. În momentul în care armata maghiară a ajuns în acel loc numit posadă, au avut o mică surpriză. Acum, n-aș putea să vă spun cu detalii foarte multe, dar mă gândesc cum mergeau liniștiți soldații aia Maghiari, probabil că la un moment dat unul a fi văzut pe o pietricică așa cum se strecura de pe versant și când s-a uitat mai bine a văzut un, un, un dita mai bolovanu. Nu, nu glumesc deloc. Românii erau cocoțați pe stânci, cu niște bolovani mari pregătiți, cu niște copaci care se mai țineau într-o coajă și când a trecut asta maghiară pe dedesubt, românii noștri au făcut politicos, this is țara românească, nu Sparta ca era altă poveste. Da, cam așa s-a întâmplat bătăria de la posada, a ținut vreo 3 zile, între 9 și 12 noiembrie 1330, iar din oastea maghiară s-a ales și anume praful. Praful însuși, regele Carol Robert de Anjou, a reușit cu chiu cu să scape, după ce într-o noapte și-a chemat un slujitor și l-a făcut atent, dragule, ce mai faci? Uite, ia tu puțin haina asta a mea, ia și sabia, da ce bine ți stă, te prinde minunat, Dă-mi o mie patacă, eu am să mă retrag puțin, ne vedem mai târziu. Și a fugit, a fugit, da, a fugit cât l-au ținut picioarele. Sigur pot să presupun că a doua zi, cel puțin din ce scrie în cronica pictată de la Viena, au pus românii mâna pe el. Pe tu semenea Maria sa regele. Hai să zicem două vorbe mă rog, probabil că au fost ultimele vorbe pe care le-a mai auzit în viața lui, dar uite așa se încheie episodul de la Posada, prin care țara românească obține independența față de regatul Ungariei. Bine, acum, ideea asta de independență, luați-o așa cu rezervă, pentru că în, în următoarea perioadă, relațiile cu Ungaria vor fi un pic mai complicate pentru că odată cu apariția turcilor, Ungaria va fi cumva unul dintre principalii aliați ai țării românești în încercarea de a respinge atacurile turcilor. Dragilor, asta este povestea lui Basarab. V-am povestit astăzi despre cum a luat ființă țara românească. Sunt Marcel, sunt proful vostru de istorie și ne revedem data viitoare aici la After School, locul în care te ajut să înveți și învățăm împreună. Să trecem la Alina Profa cool de matematică care a venit astăzi să ne rezolve subiectele propuse pentru simularea la matematică, pentru evaluarea națională. Alina, te rog! Bună, sunt Alina, profata de mate. Astăzi o să vorbim despre probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor, o lecție ce face parte din programa clasei a 6 De fapt, o să rezolvăm probleme cu ajutorul ecuațiilor, pentru că să spun un secret. La examen, asemenea probleme vei întâlni. Așa că, ce credeți? Vă invit la tablă să rezolvăm câteva probleme din simulările de evaluare națională date în februarie în acest an. Hai! Ei bine, problemele care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor, de obicei, sunt la subiectul al treilea, prima problemă. Bine, asta nu este neapărat, da? Noi acum ne ocupăm de problemele care se rezolvă cu materia de clasa 5 -a și a 6 -a. Prima problemă este din simularea din Hunedoara. Este de la subiectul al treilea și ne spune așa. Un elev a citit într-o zi 0,25 din numărul de pagini ale unei cărți. A doua zi 60% din rest, iar a treia zi a citit restul de 72 de pagini. La amic ne întreabă dacă este posibil să aibă cartea 200 de pagini și trebuie să justificăm răspunsul. Acum, de obicei la amic când ne cere să verificăm, da, nu scriem ecuația încă, da? nu notăm necunoscuta. Efectiv, înlocuim numărul de pagini cu 200 și ne uităm așa, în prima zi a citit 0,25 din numărul de pagini. Din înseamnă înmulțire. Deci vom avea 0,25 înmulțit cu 200. Putem să transformăm în fracție ordinară aici sau să facem înmulțirea direct, nu? Având aici, aș putea să scriu așa: 0,25 ori 2 ori 100. 0,25 ori 100 este 25. Deci ne folosim aici de asociativitate. 25 ori 2, adică 50 de pagini. Deci, în prima zi, elevul a citit 50 de pagini. A doua zi, 60% din rest. Deci, a doua zi vom avea 60% din, adică în mulțire, rest. Ce înseamnă din rest? Nu ne folosim la restul de la teorema împărțirii rest, dar nu la acela se referă, ci la numărul de pagini rămase. Deci din 200 va trebui să scădem cât a citit în prima zi, adică 50 de pagini. Vom transforma 60% în fracție ordinară, 60 pe 100, ori și aici vom efectua scăderea, 150. Și acum vom simplifica un 0 cu un 0, un 0 cu un 0, deci vom avea 6 ori 15, egal cu 90 de pagini. Deci, a doua zi a citit 90 de pagini. În a treia zi a citit restul de 72 de pagini. Și acum, ca să verificăm dacă este posibil ca a noastră carte să aibă 200 de pagini, am putea să vedem care este restul pentru a treia zi, adică din 200 să scădem. Cât a citit în prima zi, plus cât a citit în a doua zi. Deci, va fi 200 minus. Aici efectuăm adunarea, 140. 200 minus 140, vom avea 0. Aici ne vom împrumuta 60 de pagini. Deci, în a treia zi, da, notăm cu 3 roman. Ar fi trebuit să citească 60 de pagini, dar noi știm că a citit restul de 72 de pagini. Este diferit de 72. Deci, răspunsul este că nu este posibil, da? Cartea nu are 200 de pagini. Bun, la B mic trebuie să determinăm numărul de pagini al cărții. De data asta, necunoscuta noastră este numărul de pagini. Așa că va trebui să o notăm cu o literă. Cu X, cu A, cu ce preferați, și voi? Eu zic să notăm cu x. Deci, va trebui să scriem așa: fie x egal cu numărul de pagini. Bun. În prima zi a citit 0,25 ori x. Vom transforma în fracție ordinară. Deci, 25 pe 100 ori x. Simplificăm 25 pe 100 prin 25, vom obține 1 pe 4 ori X pe care îl scriem ca X pe 4. Deci în prima zi a citit o pătrime. A doua zi ne spune că a, a citit 60% din rest. Deci 60% din înmulțire, ce înseamnă rest? Din numărul total de cărți, trebuie să scădem cât a citit în prima zi, adică X pe 4. Bun, deci vom avea 60 supra 100 ori, aici pe X îl putem, scrie, îl putem scrie ca X pe 1 minus X pe 4. Vom aduce în paranteză la același numitor, aici vom amplifica cu 4, dar numitorul comun este 4 și aici putem să simplificăm prin 10. Ne rămâne 6 pe 10 pe care îl putem simplifica prin 2 și ne va rămâne 3 pe 5. Deci vom avea așa, 3 pe 5 ori, în paranteză, avem 4x minus x totul pe 4. 4x minus x este 3x, 3x totul pe 4. Observăm că nu avem ce să simplificăm, da? Sus avem 3 și 3, nu se poate da, 5 nu se împarte la 3, 4 nu se împarte la 3 Deci va trebui să facem înmulțirile 3 ori 3 este 9x totul supra 20 Așadar în a doua zi a citit 9x pe 20 pagini Iar în a treia zi ne spune că a citit restul de 72 de pagini Asta ce înseamnă? Când dacă noi adunăm cât a citit în prima, în a doua și a treia zi, obținem numărul total de cărți, adică x. Prin urmare, putem scrie așa, că x este egal cu x pe 4 plus 9x pe 20 plus 72. x egal cu linie de fracție x supra 4 plus 9x pe 20 plus 72. Acum, Putem să ne uităm încă o dată, ceea ce vă recomand să faceți și voi, da, când sunteți la examen, verificați dacă ați scris corect. Deci, x pe 4 am pus, 9x pe 20, 72. Bun. Aducem la același numitor. Pentru că noi știm că dacă avem o egalitate de două fracții cu același numitor, egalitatea se păstrează la um, numărători, da? Deci putem să scriem fără numitor. Numitorul comun cine va fi? Ne uităm că avem 4 și 20. Cum 4 este un divizor al lui 20, cel mai mic multiplu comun al lor va fi 20. Prin urmare, aici vom amplifica cu 20, aici vom amplifica cu 5, iar pe 72 tot cu 20. Putem să scriem fără linia de fracție și vom avea 20x egal cu 5x plus 9x plus. 72 ori 20, pe care îl voi lăsa așa, chiar dacă este o înmulțire simplă, nu? 20x este egal cu, adunăm, 14x plus 72 ori 20, îl trecem pe x în partea cealaltă cu semn schimbat, 20x minus 14x este egal cu 72 ori 20, 20x minus 14x este 6x, egal cu 72 ori 20. Iar pentru a-l afla pe x, va trebui să împărțim la 6, deci o pune linie de fracție, 72 ori 20, totul pe 6. Și ce observăm? Că putem să simplificăm 6 da? și 720 prin 6, jos ne rămâne 1 și sus o să ne rămână 12. Deci vom avea 12 ori 20. Ce facem aici? Punem un 0 și înmulțim 2 cu 12. 240 de pagini. Deci, cartea are în total 240 de pagini. Să vedem următoarea problemă. Este din simularea din Iași. Ne spune așa: Ana a cumpărat 120 de mere, 72 de portocale și 96 de banani. Ea dorește să facă, folosind toate fructele cumpărate, mai multe pachete, astfel încât toate pachetele să aibă conținuturi identice, același număr de mere, la fel de multe portocale și același număr de banane. Și ne spune așa, este posibil ca în fiecare pachet să fie câte 5 mere și 5 portocale? Justifică răspunsul dat. Ce înseamnă că. Fiecare pachet trebuie să conțină 5 mere și 5 portocale. Practic trebuie să vedem dacă numărul de mere și numărul de portocale se poate împărți în grupuri de câte 5, nu? Asta înseamnă că va trebui să verificăm cât este 120 împărțit la 5 și 72 împărțit la 5. Acum, aici avem două posibilități. Ori să facem efectiv împărțirea, nu? 120 împărțit la 5 cât o să vină? 5 în 12 în cape de 2 ori, da, ne rămâne 10, efectuăm scăderea 2, coborând 0, 5 în 20 de 4 ori, ne dă 24, iar 72 împărțit la 5, 5 în 7 în cape o dată, ne rămâne 5 aici, efectuăm scăderea 22, 5 în 22 în cape de 4 ori, 20, dar observăm că ne rămâne rest 2. Asta înseamnă că vor rămâne două portocale. Da? Nu le pot grupa câte 5, evident. Deci asta înseamnă că nu este posibil. Bun. Cum aș fi putut să, să mai scriu? Aș fi putut să mă folosesc de divizibilitatea cu 5. 120 este un număr divizibil cu 5 pentru că ultima cifră este 0. În schimb, 72 nu este divizibil cu 5. Deci este evident că pe 72 nu îl pot împărți exact la 5. Iar la B mic trebuie să aflăm care este cel mai mare număr de pachete pe care le poate face Ana. Deci, ca să aflu numărul de pachete, să zicem că numărul de pachete îl notăm cu N. Fie N egal cu NR pachete. Trebuie să împărțim cele 120 de mere, 72 de portocale și 96 de banane la același număr, nu? Dat de numărul de pachete, că știm că fiecare pachet conține un număr egal de mere, portocale și banane. Prin urmare vom scrie așa, 120 împărțit la N, da? egal cu C1, apoi numărul de portocale 72 și banane 96. 72 împărțit la N egal cu C2, 72 de la numărul de portocale și 96 de banane, deci 96 împărțit la N este egal cu C3. Deci eu vreau să împart numărul de fructe în mod egal. Asta înseamnă că restul trebuie să fie egal cu 0, da? Căturile nu le cunosc. Și acum vom aplica teorema împărțirii cu rest. 120 o să fie n orice 1, 72 o să fie n orice 2, și 96 o să fie n orice 3. Da, din teorema împărțirii cu rest. Repet, nu avem resturi pentru că vrem să împărțim toate fructele în mod egal, la fiecare pachet să conțină un număr egal de fructe. Bun, și acum ne uităm, noi vrem să-l aflăm pe N. Ce este N pentru 120, 72 și 96? Divizor sau multiplu? Din moment ce pe 120 pot să-l scriu ca N ori un alt număr natural, înseamnă că N-ul este un divizor al lui 120. Deci N este divizor pentru 120, 72 și 96. Deci este un divizor comun. Iar pe noi ne întreabă care este cel mai mare N posibil. Asta înseamnă că N este cel mai mare divizor comun al lor. Deci N va fi egal cu cel mai mare divizor comun pentru 120, 72 și 96. Bun, cum calculăm cel mai mare divizor comun? Trebuie să descompunem numerele în produs de factor prim. 120. Pentru că ultima cifră este 0, putem scrie 2 ori 5. Ne rămâne 12. 12 este un număr par, se împarte la 2. Ne rămâne 6, se împarte la 2. 3 3 și 1. Deci, pe 120 îl putem scrie ca 2 la 1, 2, 3, a treia, ori 3, ori 5. Apoi, îl avem pe 72. Descompunerea în factoria lui 72 se împarte la 2, vom avea 36, împărțim iar la 2, 18, împărțim la 2, 9, se împarte la 3, 3, 3 și 1 Deci pe 72 îl scriem ca 2 la puterea a 3 ori 3 la puterea a 2 Și acum va trebui să-l descompunem și pe 96 96 este un număr par de se va împărți la 2 vom obține 48 împărțim la 2 24, împărțim la 2 12, împărțim la 2 este 6, împărțim la 2 este 3, 3 și 1. Deci pe 96 îl scriem ca apare 2 de, de 5 ori, 2 la 5 da? 1, 2, 3, 4, 5 ori 3. Și atunci ne uităm și la ceilalți 2 termeni. Deci 122 la 3 ori 3 ori 5, o să-l mai scriu aici. 2 la 3 ori 3 ori 5, iar 72. 2 la 3 ori 3 la 2. 2 la 3 ori 3 la 2. Și acum, ca să vedem care este cel mai mare divizor comun al lor, trebuie să luăm factorii comuni la puterea cea mai Mică, ia să vedem. Între 2 la 5, 2 la 3 și 2 la 3 îl vom lua pe 2 la 3, da? De ce nu luăm pe 2 la 5? Pentru că 72 nu se va împărți la 2 la 5, dar nu se află în descompunerea lui. Și în comunul mai iau pe 3 și îl luăm la puterea cea mai mică, deci la puterea 1. Prin urmare, cel mai mare divizor comun al lor va fi 8 ori 3, deci 24. Așadar, putem obține 24 de pachete. Da? Deci, Ana poate face 24 de pachete care vor um, conține un număr egal de mere, portocale și banane. Următoarea problemă este din simularea din Constanța și ne spune așa. Într-un grup de elevi, numărul băieților reprezintă două treimi din numărul fetelor. Dacă ar mai veni patru fete în grup, atunci numărul fetelor ar fi dublul numărului băieților. Verifică dacă în grup pot fi 15 fete. Noi ce știm? Noi știm că numărul băieților reprezintă 2/3 din numărul fetelor. Deci, dacă în grup sunt 15 fete, dacă notăm cu B numărul de băieți, băieții vor fi. 2 treimi din 15, deci 2 pe 3 în cu 15. Simplificăm 3 cu 15, vom obține aici 5, ne rămâne 2 ori 5 care este 10. Deci sunt 10 băieți și 15 fete. Dacă mai vin 4 fete în grup, deci 15 plus 4, atunci numărul fetelor, ar fi dublul numărului băieților, asta ce înseamnă că va fi 2 ori 10, nu? Deci numărul de fete plus 4, 15 plus 4, este egal, cu numărul, este egal cu dublul numărului băieților. Băieții fiind 10, 2 ori 10. Asta este adevărată dacă și numai dacă 19 este egal cu 20, ceea ce evident că este fals. Deci, în grup nu pot fi 15 fete. Deci, nu pot fi 15 fete. La BMIC trebuie să determinăm numărul băieților din grup. Noi nu știm nici numărul fetelor, nici numărul băieților. Da? Deci, ne spune doar că numărul băieților reprezintă două treimi din numărul fetelor și dacă mai vin patru fete în grup, atunci numărul fetelor ar fi dublul numărului băieților. Prin urmare, avem două necunoscute aici, pe care o să le notăm intuitiv cu F și cu B. Deci, fie F egal cu nr fete și B egal cu nr băieți și ne spune că numărul de băieți reprezintă două 3 din numărul de fete, deci 2 pe 3 înmulțit cu F. Și ce ne mai spune? Că dacă ar mai veni 4 fete în grup, atunci numărul fetelor ar fi dublul numărului băieților. Ce trebuie să fac? F plus 4, da? cele 4 fete care vin în grup, 2 ori B, de ori numărul băieților. Haideți să vedem. Avem deja aici o informație despre numărul de băieți. Că numărul de băieți este 2 pe 3 din numărul de fete. Și atunci putem să înlocuim în a doua ecuație f plus 4 este egal cu 2 ori 2 pe 3 ori numărul de fete. Bun, deci vom avea că f plus 4 este egal cu 4 pe 3 înmulțit cu f. Eu vreau să aflu numărul de fete. Ca să nu avem fracție, putem să înmulțim totul cu 3 sau să aducem la numitorul 3. Dacă înmulțim totul cu 3, aici o să avem 3F plus 12. Atenție că aici în stânga avem 2 termeni. Egal cum aici dacă am înmulțit cu 3, 3 și cu 3 s-ar simplifica și ne rămâne 4F. Ca să aflu numărul de fete, ce o să facem? O să-l trecem pe 3F în partea dreaptă cu semn schimbat și o să avem că 12 este 4F minus 3F. 4F minus 3F este F, F egal cu 12. Deci, în grup sunt 12 fete. Ca să aflu numărul de băieți, băieții sunt 2 treimi din numărul de fete, 2 pe 3 ori 12. Simplificăm 3 și 12 prin 3, da, ne rămâne 4 aici, 2 ori 4, 8 băieți. Deci numărul de băieți este egal cu 8. Ei bine, atât pentru azi. Data viitoare ne întâlnim tot aici, tot pentru pregătirea pentru evaluarea națională. Pa, pa! Dacă data trecută la limba și literatură română am făcut construcțiile incidente, e bine, astăzi Maria ne prezintă construcțiile impersonale. Sunt sigură că nu sunt singura care a tot așteptat ca iarna asta să fie iarnă. Of the și la început de martie a nins în sfârșit în București. Dar cine ninge? Sau putem pune întrebarea asta? Ei bine, nu, pentru că ninsoarea este un fenomen impersonal. Ce înseamnă lucrul ăsta? Astăzi discutăm despre construcțiile impersonale. Construcțiile impersonale sunt organizate în jurul unor verbe care au în comun trăsătura absenței unui subiect sau a absenței unui subiect care denumește o persoană. Există verbe și construcții verbale care sunt întotdeauna impersonale și verbe și construcții verbale care devin impersonale în funcție de context. Și hai să vedem niște exemple. Verbele și construcțiile verbale întotdeauna impersonale pot fi, în primul rând, fără subiect. Atunci când exprimă fenomene ale naturii, precum tună, plouă, burnițează, se înserează, se noptează și așa mai departe. Și aici o observație. Verbele a fulgera, a tuna, a ninge, a trăsni, a ploa, pot fi folosite cu sens figurat singure sau în diferite expresii pentru a exprima acțiuni atribuite persoanelor sau lucrurilor. În acest caz, ele nu mai sunt impersonale, ci devin personale. Și hai să ne gândim la niște exemple. Pentru a fulgera, de exemplu. A fulgera este un verb personal când are sensul de a luci, a scântea sau a sclipi. A tuna și a fulgera este o altă modalitate personală prin care putem exprima, de exemplu, că despre o persoană că este furioasă, că face scandal, că trântește și bufnește. A trăsni este personal atunci când spunem despre cineva că este lovit ca de un trăsnet. Bun, un alt caz în care verbele și construcțiile verbale sunt întotdeauna impersonale, sunt atunci când referirea la o persoană se face printr-un complement direct, precum mă ustură în gât, sau printr-un complement indirect, în pasă de rezultatele echipei naționale. De asemenea, ultimul caz uh, pentru aceste tipuri de construcții fără subiect uh, este atunci când se referă la denumirea unei persoane. Mă cheamă Matei. Bun, hai să trecem mai departe. Verbe și construcții verbale întotdeauna impersonale, de data asta cu subiect. Și avem și aici mai multe cazuri. Atunci când verbul predicativ „a fi” este însoțit de un adverb și în acest caz subiectul este plasat după verb și se exprimă prin forme verbale nepersonale. E greu de exprimat această asemenea suferință, da? E greu de exprimat. De exprimat este subiectul. Un alt caz. Este, este atunci când verbul predicativ a fi e însoțit de un substantiv care denumește stări sufletești, precum mie dor de școală. Da? Mie dor este un verb impersonal. Și un ultim caz, când verbul predicativ a fi este însoțit de un substantiv, aici având sens existențial, precum e noapte sau e ger. Da? Nu putem pune întrebarea cine este. Bun. Mai departe. Mai avem niște verbe care permit subiect non-uman, precum a trebui, de exemplu, nu trebuie lecturată toată poezia sau îmi trebuie adresata. Un alt exemplu este verbul a plăcea, îmi place literatura. Ca impersonale se folosesc deseori și unele verbe personale, întrebuințate la persoana treia cu pronume reflexiv. Se zice, se știe, se crede, se pare, se întâmplă și așa mai departe. Un exemplu ar fi „se știe dorința lui sau se pare că nu mai are nevoie de carte. Observație legată de aceste exemple este că aceste verbe devin impersonale în funcție de context. De exemplu, el știe rezultatul e diferit de se știe rezultatul. Da El știe rezultatul conține un verb personal, dar se știe rezultatul este o structură impersonală. Bun, trecem mai departe la verbele și la construcțiile verbale care devin impersonale în anumite contexte. Prin adăugarea cliticului reflexiv se, unui verb dintr-o construcție activă, se aleargă în parc. Un alt exemplu ar fi prin adăugarea cliticului reflexiv unui verb dintr-o construcție activă, obținându-se astfel o construcție impersonală reflexiv-pasivă. El știe rezultatul, se știe rezultatul, da? Exemplu pe care l-am discutat mai devreme. Și, în fine, prin folosirea verbului auxiliar a fi, folosit în construcții pasive. El știe rezultatul, transformat în este știut rezultatul. Bun, aceasta e teoria. Hai să trecem la niște exerciții. Transformă construcțiile personale în construcții impersonale, ca în modelul dat. Spectatorii vor sosi la timp și avem modelul se va sosi la timp, da? Deci am adăugat criticul reflexiv se. Bun, hai să rezolvăm exercițiul. Copiii râdeau în hohote. Hai să ne folosim de um, același artificiu, da? Se râdea, se râdea în hohote. Da? Am adăugat criticul reflexiv. Ei călătoresc mult în timpul vacanței. Se Călătorește mult. Se călătorește mult în timpul vacanței. Da? Elevii redactează un text narrativ Putem spune fie uh, se redactează un text narrativ sau vă amintiți voi uh, din teorie că putem adăuga pasivul. Da? Și spunem că este redactat. Este redactat. Un text narrativ Căutăm soluțiile cele mai bune La fel și aici Fie Se caută soluțiile cele mai bune Fie sunt căutate soluțiile cele mai bune Sunt căutate Soluțiile cele mai bune Știrile meteo spun că va ploua Însă Spunem Se spune că va ploa. Și în fine, copilul aude ciripitul armonios al păsărelelor, se aude sau este auzit ciripitul armonios al păsărelelor. Și am terminat primul exercițiu. Construiește câte o propoziție în care verbele a arde și a apăsa să facă parte dintr-o construcție personală, reflexiv, impersonală. Hai să ne gândim la niște exemple. Avem aici un foc de tabără, da? Hai să ne folosim de el. Și începem cu uh, verbul a arde, construcție personală. Focul a ars rapid. Bun? Și hai să ne gândim și la o construcție impersonală, sau de fapt la verbul a arde folosit într-o construcție impersonală. Uh, este ars. rapid, da? Nu neapărat focul, putem să ne gândim la un alt context. Bun, și a apăsat. Am apăsat butonul roșu, am apăsat și construcție impersonală uh, se apasă butonul roșu. Bun, trecem mai departe. Sublinează enunțul în care verbul este impersonal. Mihai rămâne acasă, rămâne de revizuit lecția. Verbul impersonal apare aici în al doilea exemplu, da? Rămâne de revizuit. Avem uh, subiectul în verb la mod nepersonal. Copilul era atent sau era o zi frumoasă de toamnă, da? Verbul impersonal apare în al doilea exemplu. Și, în fine, Anca a ajuns prima în clasă sau mi-a ajuns toată această agitație. Din nou, verbul impersonal apare în al doilea exemplu, din pereche. Sublinează verbele impersonale care arată fenomene ale naturii. În colea pe la cină începu a ploa, ne gândeai că o să piară lumea. Fulgera și bubuia, de clătinau oalele în cui. Bun. Căutăm verbele care arată ale naturii, da? În primul rând, avem a ploa, care aici nu este doar impersonal, de fapt e un verb nepersonal, da? Pentru că este la infinitiv. Fulgera și bubuia, da? Bubuia este aici un sinonim, da? În contextul un sinonim pentru tuna. Punctul B. A trăsnit undeva, despicându-se cerul pe partea bolții ca spre răsărit. A trăsnit. Din nou, a trăsnit este un sinonim um, regional da, pentru a fulgerat. Paștele prea e în vară. Ce pustiu de vară, nene, tudose, dose. Nu vezi că plouă și fulguiește? Ei, fulguiește, fulguiește. Tu nu vezi că nu ține? Fenomenele naturii. Plouă, fulguiește, fulguiește, fulguiește. Din nou, un sinonim pentru ninge. Afară plouă, ninge, afară e vijelie și crivățul aleargă pe câmpul înnegrit. Da, fenomenele naturii, plouă și ninge, care sunt construcții impersonale. Sublinează cu o linie verbele impersonale care arată fenomene ale naturii folosite cu înțelesul lor propriu și cu două linii pe cele folosite cu sens figurat verbe, ca verbe personale, singure sau în diferite expresii. Deci cu două linii sens figurat, și cu o linie sensul propriu. Vă amintiți din teorie că verbele impersonale care arată fenomene ale naturii sunt folosite cu sens figurat fie în expresii, fie când pot fi înlocuite cu un alt verb, când au sinonime. Uh, hai să vedem! Odată însă, iată că se iubește pe neașteptate un or negru din care începe a fulgera și a atuna de clocoteau munții. A fulgera și a atuna reprezintă aici niște fenomene ale naturii cu sens propriu. Tot fulgeră de dincolo de moarte în spada lui Mihai. Fulgeră este aici un uh, verb uh, personal folosit cu sens figurat da? Fulgeră de dincolo de moarte spada lui Mihai înseamnă că strălucește, da? De dincolo de moarte. Cu un răcnet de mine, atras de la chimirul lui Mare Armaș, jungherul din Teaca de filde și l-a fulgerat sub coasta stânga Bătrânului bătrânului. La fulgerat. La fulgerat este, din nou folosit cu sens figurat, ca verb personal, înseamnă că l-a lovit, l-a da? lovit cu rapiditate. Punctul D. El duce regelui răspuns pe fulger mort, un mal străin, l-a fulgerat un braț hain. Și la punctul D este același caz ca la punctul C. Da? Deci verbul a fulgera este folosit cu un sens figurat. Avem mai multe exemple uh, pentru același exercițiu. Cine a făcut lumea cu deșertăciunile ei la unii tună și fulgeră, iar pe la alții îmbuibă cu norocul ca pe curcanul cu noci? Tună și fulgeră sunt aici verbe ce exprimă fenomenele naturii folosite cu sens figurat da? la unii tună și fulgeră și la alții îmbuibă cu noroc. Da? Adică uh, unii duc o viață foarte, foarte grea în, în contrast cu cei norocoși. El astăzi aprobă influența morală în alegeri, influență în contra căreia a tunat și a fulgerat când era practicată de alții A tunat și a fulgerat este o expresie da? care se referă la cineva care vorbește cu foarte multă, um, foarte multă violență da? A tunat și a fulgerat, deci s-a cu cineva Lasă dumneata asta. Știu că a pluat, Am văzut că a ploat, dar ploaia stă, că nu-i potopul lui noi. Și dacă asta ploaia, socotim că se poate pune la cale și prigoana împotriva sălbăticiunilor. Da? A plouat și a plouat Sunt aici verbe impersonale care arată fenomene ale naturii, da? Pentru că vorbi, uh, uh, verbul este folosit cu sensul lui propriu. Uh, extragem noi din context, da? Dar apa acum năvăli, smulse și dunică roata morii și moralul rămase plouat și fiert ca vai de el. Da? Rămase plouat. Plouat aici este folosit cu sens figurat, adică rămase trist, rămase supărat. Bun. Construiește câte o propoziție cu predicatul exprimat prin expresiile verbale. E bine, e greu, e imposibil, la indicativul prezent și la condițional optativ prezent și cu subiecte exprimate prin verbe la infinitiv și la supin. Oh, cât am mai cerință. Bun. Eu o să uh, vă dau un exemplu, da? L Aleg pe e bine și uh, voi puteți să exercați acasă folosind e greu și e imposibil, da? Pentru a rezolva restul exercițiului. Și începem, da? E bine. Bun. În primul rând, trebuie să îl folosim la indicativ prezent. Indicativ prezent. Folosim la indicativ prezent cu subiecte sunate prin verbe la infinitiv și la supin. Și începe cu indicativ prezent și cu subiectul la infinitiv. Și spunem, e bine a ști lecția, să spunem, da? Da? Avem uh, forma la uh, indicativ prezent, e bine, și subiectul la infinitiv, a ști. Și hai să folosim aceleași, uh, același verb. Da? E bine, de știut lecția. De știut, puncte, puncte. Da? Subiectul este la supin. Și doi, o să trec aici, uh, folosim verbul la condițional. Optativ, condițional optativ prezent. Și spunem, ar fi bine, ar fi bine. Da? Este forma pentru condițional optativ prezent. Ar fi bine a ști lecția sau ar fi bine de știut lecția. Da? Ne folosim de aceleași exemple. Bun. Deci vă rămân vă cele două. Uh, Verbe, da? De exersat, și noi trecem la ultimul exercițiu. Sublinează cu o linie predicatele exprimate prin expresii verbale impersonale, și cu două linii subiectele propozițiilor în care se află expresiile verbale. Da? Deci avem subiectele cu două linii și predicatele cu o linie. Predicatele prin, uh, exprimate prin expresii verbale impersonale. E ușor a scrie versuri, când nimic nu aia spune, Înșirând rând cuvinte goale ce din coadă au să sune. Căutăm predicatele exprimate prin expresii verbale în Da? E ușor și îmi pune întrebarea cine e ușor a scrie. Și avem și subiectul. E lesne bogatului a poruncii, dar e greu săracului a împlini. E lesne și e greu. Și pune întrebarea cine e lesne, avem răspunsul a poruncii și cine e greu a împlini. Mai bine de cei care au murit. Nu mai duc nicio grijă. Mai bine este predicatul, dar e un predicat construit cu elipsă, da? pentru că avem absența lui este. Dar noi putem spune e mai bine de cei care au murit. Nu mai duc nicio grijă. Și pune întrebarea cine e mai bine și avem un subiect subînțeles. Și, ultimul exemplu, de murit e ușor, de trăit e mai greu, dar trebuie să trăim. De murit e ușor, da? Cine e ușor de murit? De trăit e mai greu, dar trebuie să trăim. E mai greu. Cine de trăit? Și, dragii mei, aceasta a fost lecția despre construcțiile verbale impersonale. După cum vedeți, sunt destul de ușoare și sunt sigură că dacă exersați suficient de mult, o să le stăpâniți ca pe orice altă lecție pe care am studiat-o împreună. Până data viitoare, nu uitați că numai întrebările ne puse nu au răspuns, așa că fiți curioși. Vă zi bună! Înainte să ne luăm la revedere, vă rog să scanați QR code-ul de aici care vă duce pe canalul de YouTube Metropola TV în playlistul After School, unde vedeți absolut toate lecțiile. Și nu uitați că în weekend noi suntem în reluare. Sunt Ionuț, proful vostru de dirigenție și ați urmărit After School, învățăm împreună.